După 3 luni de la groaznicul eveniment petrecut la Ninoasa, unde sute de oameni s-au îmbolnăvit după ce au intrat în contact cu apa infestată cu fecale, anchetele companiei de apă nu s-au finalizat. Un membru al Consiliului de Administrație al companiei aduce acuzații grave la adresa celor care ar trebui să anunțe vinovații. De circa 3 luni de zile, dumnealor încearcă să întocmească 2 rapoarte, unul tehnic și unul disciplinar. Într-adevăr, la prima ședință la care noi am participat, domnul președinte al Consiliului de Administrație, domnul Simion, a solicitat în mod expres prezentarea acestor rapoarte, întrucât dumnealui este și cel care a votat în vechiul Consiliu de Administrație constituirea acestor comisii pentru întocmirea celor 2 rapoarte. Ulterior, la ultima ședință, de fapt și a 2-a ședință, dumnealui, în mod sistematic, a refuzat să-i mai fie prezentate aceste rapoarte, întrucât exprimarea dumnealui a fost că nu vrea să se substituie organelor de cercetare și dacă cineva va fi tras la răspundere, nu dumnealui vrea să fie cel care să bage oamenii la pușcărie. Aceasta a fost expresia dumnealui. Președintele Consiliului de Administrație, Adrian Simion, a refuzat să facă comentarii despre situația de la compania de apă. Deci cu presa nu discutăm, faceți adresă scrisă la registrator și vă răspundem ca membri ai Consiliului de Administrație. Nu mă întrebați cum e ca persoană fizică. Nu, vă întreb ca președinte al Consiliului de Administrație. Spuneți-mi și nouă, ați luat vreo măsură, un om a murit, aveți, domne, avem, domne, momentul acum să discutăm treaba aceasta. V-am rugat frumos să scrieți adresa oficială, vă răspunde oficial scris. Vă răspundem în scris oficial. A făcut totuși promisiuni că va face publice rezultatele celor 2 anchete pe data de 15 iulie. Procurorii nu așteaptă însă aceste rezultate și au anunțat că au început deja urmărirea penală mai multor persoane de la compania de apă. Cauza se află în lucru la poliție. S-a început urmărirea penală în cauză pentru 3 infracțiuni, care înseamnă infectare a apei, abuz în serviciu și neglijență în serviciu. Pe masa procurorilor de la parchetul de pe lângă judecătoria Târgoviște a ajuns un alt dosar unde se fac cercetări pentru ucidere din culpă după ce o femeie din Aninoasa a murit, cel mai probabil răpusă de un virus contractat în urma consumului de apă infestată.